Cremeș! Da. Trăim într-o lume plină de branduri, cu o concurență acerbă și astăzi vrem să aflăm cum putem să construim un brand de succes. Ne apucăm să-l facem un brand de milioane de consumatori și l-avem alături de noi pe Lucian Bădila, are experiența creierului unui brand și am zis că e momentul să aflăm cum se face asta, Lucian. Deci cum nu brand. Face? Brand. Brand, într-adevăr. Bună dimineața. Bună dimineața. Să creezi un brand de succes în România nu e destul de ușor, aș putea spune. Îți trebuie un pic de timp și implicare în comunitate, pentru că asta înseamnă practic crearea unui brand și să devii un brand de succes sau un love brand practic, ce am devenit noi astăzi, implicarea în comunitate și crearea de comunități în jurul cafenelelor pe care le-am deschis în proximitatea diferitelor locații. Dar practic oamenii din spatele brandului, echipa din spatele brandului și comunitatea din jurul cafelei, cred că asta ne-a adus astăzi la nivelul de love brand, aș putea spune. Cu alte cuvinte, nu e suficient să vinzi un produs de calitate sau un produs bun. Trebuie să gândești o strategie întreagă atunci când scoți pe piață ceva, nu? Într-adevăr, un produs vinde toată lumea sau un produs ar putea să vândă toată lumea. O cafea sau o apă sau un fresh sau mai știu eu ce produs. Sunt și alte cafenele, sunt și alte branduri sau non-branduri. Și până la urmă ai cafeaua ta acasă, exact. Nu? Dar cred că... Nu. Cred că și susțin cu tărie că experiența creată în jurul unei cafele și povestea spusă în spatele cafelei sau în spatele teșghelei, cred că asta contează foarte mult în crearea și definirea valorilor unui brand. Frumos! Tu în 2015, împreună cu Radu, ați creat această poveste, acest brand. E cuvântul love cuvântul care definește ce ați creat voi? Acum, după 7 ani, mai bine de 7 ani, cred că acum cuvântul love, da, se regăsește. Deci aveți 7 ani de acasă? 7 ani de acasă, cu siguranță, da, și 7 ani de brand de Five to Go în piața din România. Și acum cred că putem spune că Five to Go a devenit un love brand, pentru că ne mândrim cu 40.000 de consumatori, de clienți uniți în fiecare zi, în cele 330 de cafenele. Ceea ce ne dă putere să mergem și mai departe, să creăm mai mult și să dezvoltăm mai mult alături de colegii din spatele brandului, practic din echipă. Da, ați simțit pe parcursul acestor ani că mai e ceva de modificat? Cum îmbunătățești un brand pe parcurs? Cu siguranță business-ul este spontan, pentru că vorbim de real time, practic de zi de zi, trebuie modificat în fiecare zi. Pandemia ne-a învățat foarte mult, pentru că am învățat că nu mai poți crea o strategie de brand și de marketing pe termen lung, adică pe un an, trei ani, cinci ani, și atunci trebuie să ne adaptăm spontan la ce se întâmplă în piață. Uite, acum, din păcate, cu războiul sau cu pandemia, trebuie schimbată comunicarea, trebuie schimbat mecanismul în care vorbim cu oamenii, să fim mai prietenoși, mai empatici cu clienții și online și offline. Și atunci, nu știu dacă e o rețetă general valabilă pentru fiecare brand în parte, ci practic cred că trebuie să simți ce trebuie să comunici cu clienții și ce trebuie să oferi clienților. Și asta înseamnă că și personalul pe care îl aveți în spatele teșghelei cumva trebuie să se muleze pe tipul ăsta de filozofie pe care tu l-ai menționat acum? Cu siguranță. Toți colegii mei care sunt în spatele barului trec printr-un proces de training unde învață valorile noastre, valorile brandului, unde învață ce trebuie să transmită clientului, cum trebuie să zâmbească, cum trebuie să întâmpine, cum trebuie să salute și să facă oaspeții, practic, să le facă ziua mai bună oaspeților noștri. Pentru că tu, când vii dimineața la o cafenea, dimineața n-ai cea mai bună stare, poate, de fiecare dată. Și atunci... Noi nu. Voi nu, dar... În altă zonă, și atunci clientul, colegul meu din spatele barului, îți poate face ziua mai bună sau îți poate strica ziua cu starea lui de spirit sau cu produsul pe care ți-l oferă. Și atunci cumva punem foarte mare accent pe trainingul colegilor și pe starea lor de spirit și pe crearea de un vibe bun în jurul cafelei, ca tu să pleci sau voi să plecați cu o energie bună și să aveți o zi perfectă. Am tot auzit chestiile astea de la oameni care și-au mai construit branduri puternice, care au început de la zero, precum ați început și voi, și care au urcat extrem de mult, că nu e suficient să vinzi un produs bun, că omul are nevoie de o experiență atunci când intră în localul tău, în cafeneaua ta, în magazinul tău.
De ce? De ce? Pentru că, până la urmă, ne rezumăm la, la feeling-ul pe care îl ai, la sentimente. Adică sunt prea adormit de dimineață, mă duc îmi iau o cafea și nici nu-mi dau seama, poate, de ce mi se întâmplă în jur. Exact. Spuneam și mai devreme, totul e clădit în jurul unei experiențe, pentru că, spuneam, cafea găsești peste tot, exact, sau orice, da, produs. Da. Și la colț de stradă, la un aparat, da, acolo e altă poveste, și la o cafenea, și la un restaurant, adică orice loc, practic, are o cafea. Dar când creezi o experiență cu un design plăcut al locației, cu un coleg din spatele barului care îți spune cum să bei cafea sau de ce să bei anumită cafea, îți recomandă un alt produs, asculți o muzică bună, vezi că e îngrijit, curat, cu o uniformă frumoasă pe el, și atunci toate astea creează practic brandul. De la fiecare lucru în parte, avem grijă inclusiv de mirosul din fiecare cafenea și de cum intră clienții, de fluxul lor în cafenea și așa mai departe. Și toate astea sunt mici chestii care creează cumva valorile brandului și îi dau putere și atunci devii un client și un consumator fidel al nostru. Unde este cea mai frumoasă colegă, în ce oraș și cel mai haios coleg? Ai idee? Nu știu. Ați făcut dacă... o încercare de genul ăsta? Aici cu cea ce mai... băi, ăla din Bacău este cel mai senzațional. Râs din momentul în care intri acolo. Acum cu cea mai frumoasă colegă și cel mai frumos sau haios coleg. Nu putem să zicem asta. E ca și ca la... De-aia am zis oraș, n-am zis locație. E ca și la cafea. E cea mai bună cafea sau cea mai puțin bună cafea. Totul e subiectiv. Cred că și consider că toți colegii mei din spatele barului sunt frumoși în felul lor și amuzanți în felul lor și fiecare are o trăsătură aparte care te face să te simți bine. Dar nu știu dacă există cineva cel mai amuzant sau cel mai frumos, cred că toți sunt aproape la fel și în felul lor, într-adevăr, sunt și diferiți, dar ne bucurăm nu că sunt cu noi vezi astăzi. E foarte elegant, pot să spun, cea mai frumoasă colegă este Irina Gologan din Piatra Neamț. Ce să zici și acum tu, trebuie acum trebuie să spui asta. Clipul ăsta în mână, adică normal. Trebuie să spui asta, da. Nu, care ar fi filozofia voastră acum, în momentul ăsta, după atâția ani de muncă și de clădit și de urcat filozofia brand-ul? E cea care a plecat și, și am construit-o, practic, și am scris-o în 2015 și sunt, construiesc valorile brandului, adică empatia față de client, profesionalismul colegilor care sunt în spatele barului, inovația continuă în produs și în rețete de produse, practic, rapiditatea cu care e servit și atmosfera din locație. Mulțumim tare mult și cu mare vă dorim mult succes. Mulțumim frumos, Lucian. Doamnelor și domnilor, ne luăm o pauză. O pauză destul de lungă, dar până luni încheiem aici Focus la Prima Oră.